Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, în comun cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, au desfășurat în seara zilei de 25 noiembrie un exercițiu interdepartamental de teren în cadrul obiectivului instituției medico-sanitare. Aplicațiile au fost concepute ca un exercițiu bazat pe exersarea acțiunilor de răspuns în situații reale și au prevăzut simularea unei situații excepționale cauzate de un incendiu produs în spital cu o capacitate de peste 1000 de oameni. Situația dată a fost necesară studiind experiența altor țări, inclusiv și cea din România, unde cunoaștem destul de bine că au de suferit persoane, inclusiv și au avut și decedați. De atâta, noi și ne-am propus deci, ca să putem aplicația la cel mai mare spital din Republica Moldova. La momentul actual se efectuează diferite lucrări conform scenariului. Deci au fost evacuate persoane de la etajul superioare, deci lucrează echipa de descarcerare după caz, a fost activat și statul major mobil. Acum deci, noi ne aflăm în preajma statului major mobil, unde se concentrează toate forțele și mijloacele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, dar și autorităților de la spital. Iată aici deci avem câte autospeciale, deci sunt implicate la aceste aplicații. Cât efectiv? Deci la ce oră a sosit? Deci care este sectorul de lupte? La moment avem formate 5 sectoare de lupte, se lucrează destul de intensiv, sunt antrenate dar forțele și mijloacele din municipiul Chișinău, din garnizoana Chișinău. După finalizarea aplicațiilor, azi ne așezăm împreună cu administrația spitalului. Deci și vedem ce neajunsuri au fost depistate pe parcursul acestor aplicații. Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga reprezintă o instituție medico-sanitară strategică pentru sistem, unul din cele mai mari spitale din cadrul sistemului medical. De acum de un an ne-am propus un plan de acțiuni în cadrul instituției pentru a verifica toate sistemele care sunt antiincendiare în cadrul instituției și pas cu pas a mers spre renovarea sistemului de apeduct, renovarea sistemelor antiincendiare și deja de mai mult timp discutăm cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență că trebuie să ajungem la un exercițiu de amploare unde a fost pregătit acest exercițiu timp de mai mult timp, unde a fost evaluată infrastructura, accesul și riscurile în cadrul instituției cu mare atenție pentru a nu implica pacienții și persoanele care acordă asistență medicală, dar în final ca acest exercițiu să ne aducă unele concluzii și unele angajamente și antrenamente și exerciții ca în caz de un eveniment oarecare să fim pregătiți să reacționăm. Astfel, conform scenariului, un incendiu a izbucnit în interiorul spitalului, iar pentru prevenirea jertfelor și lichidarea arderii la fața locului a fost alertați pompierii. Fumul dens în urma arderii s-a propagat la etajele superioare, iar mai multe persoane au cerut ajutor. În același timp, la etajul 2 al blocului chirurgical, unde sunt internați pacienți infectați de COVID-19, s-a produs o deflagrație și a fost nevoie de intervenție. Salvatorii au evacuat pacienți și personal medical utilizând autoelevatorul cu braț cotit. De menționat că în timpul aplicației s-au luat în considerație mai multe scenarii, cum ar fi evacuarea pacienților din reanimare, aceștia fiind intubați, evacuarea pacienților COVID-19, evacuarea pacienților ce se pot deplasa de sine stătător. Nu m-am respirat, nu poți, da? Da.
spitale, care e în stare grea. Și a fost evacuată persoana de la etajul 6, unde a fost incendiu. Din primele informații, toate 20 de persoane au fost evacuate, iar celelalte 4 persoane care se aflau în interiorul spitalului sunt evacuate de către angajații GSU împreună cu colaboratorii spitalului care se află în interior. În toate situațiile tactice, angajații IGSU, în comun cu personalul spitalului, au făcut front comun pentru evitarea consecințelor devastatoare. Aplicațiile s-au desfășurat în timp real, iar în cadrul exercițiului au fost implicate forțele și mijloacele IGSU în număr de 51 de angajați ai inspectoratului, cu 11 unități de tehnică, dar și 133 de persoane din cadrul SCR.